Dragii mei, bine ați venit pe canalul meu. Alina, sunt și astăzi vă prezint un proiect care este pe, pe ultima 100 de metri. Am de mai realizat încă câteva rânduri la el: să-i punciucuri, și șalul meu va fi gata. Este un șal minunat, cred că puteți observa. Avem niște flori în relief aici. Un model deosebit și foarte potrivit pentru un început de toamnă. Se realizează relativ ușor, sunt momente cheie care trebuie reținute și o să o puteți lucra alături de mine. Înainte de a începe, vreau să vă zic că deci în eșantionul pe care îl încep împreună cu voi azi, o să lucrez cu un fir mai deschis ca să vedeți mai bine. Și am să vă zic că, iată, în modul în care vă prezint eu, o să căpătăm, da, pe margini, iată așa o, parcă niște inelușe, în care la dorință se pot face salata așa franjuri, se mai poate prelucra cu ceva sau se poate lăsa, iată, în faza în care este. Deci, după prelucrarea cu abur, se va îndrepta și va arăta spectaculos. Deci, folosesc o croșetă de 3,5 mm și bumbac. În ambele cazuri este bumbac. Am luat pe croșetă 7 ochiuri de lanț pe care le închid într-un cerc. Prin un punct alunecat, evident. Ok. Acum, fac 5 ochiuri de lanț. Deci, orice rând va începe cu 5 ochiuri de lanț. Ăsta este primul moment pe care trebuie să-l țineți minte. Jeteu și realizăm aici, în interiorul acestui cerculeț, 3 piciorușe duble, Deci prima grupă este, de tot vom avea patru din astea, două ochiuri de lanț, alte trei piciorușe duble, doi, trei, iarăși două ochiuri de lanț, încă o grupă, Deci, câte am. 1, 2, 3, două ochiuri de lanț și mai facem o grupă din asta. Iată. Primul rând este gata. Deci, foarte important. Orice rând începe cu 5 ochiuri de lanț și se finalizează cu un piciorul dublu. Memorizați acest moment. Mergem mai departe. Deci, 5 ochiuri de lanț. Am întors lucrarea. 1, 2, 3, 4, 5. Și iată aici. În prima arcadă, sub primele două ochiuri de lanț, realizăm, iată, o grupă de asta de început, care este formată din trei piciorușe duble, două ochiuri de lanț și tot aici încă trei piciorușe duble. Deci, al doilea moment pe care îl memorizăm. Vom avea trei piciorușe duble, două ochiuri de lanț și încă trei la început și la sfârșit de rând, tot timpul indiferent de ce lucrăm mai departe. Două ochiuri de lanț vom avea mereu între elemente. Ăsta este un alt moment pe care trebuie să-l țineți minte. Deci mereu între elemente, două ochiuri de lanț. Ok. Mergem mai departe. Aici este mijlocul. Ce realizăm aici? Un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și tot aici un picioruș dublu. Asta este începutul unei flori. Iarăși, două ochiuri de lanț și mai avem un spațiu în care lucrăm această grupă. Deci, rând 2 este gata și avem grupă de început, grupă de final de rând și acest element de mijloc. Iarăși, începem următorul rând cu 5 ochiuri de lanț, și cu grupa noastră de început de rând. Grupa este realizată două ochiuri de lanț și în acest V pe care îl avem lucrăm nouă piciorușe duple. Iată-le! Și ce îmi rămâne să fac? La final de rândul 3 două ochiuri de lanț și grupa mea de final de rând. Deci eu nu o să mai menționez ce facem la început și la sfârșit, pentru că avem aceleași elemente. Iată-le. Mai fac încă o dată cu voi. 3 piciorușe duble, două ochiuri de lanț și încă 3. Rândul 4 începe la fel, cu 5 ochiuri de lanț și cu grupa noastră de început de rând. Iată, am făcut 2 ochiuri de lanț, urmează și realizăm, iată aici unde avem acest mini evantai, piciorușe în relief pe față. Deci o să grupăm 3 câte 3 realizăm primele trei piciorușe în relief pe față și prin urmare, cu acest rând determinăm definitiv care este partea de față a acestui șal. Iată, prin acest rând vom ști întotdeauna dacă lucrăm reliefuri pe față sau lucrăm reliefuri pe dos, ca să avem un aspect identic, da? Deci, două ochiuri de lanț, urmează următoarele 3. iarăși două ochiuri de lanț și ultimele trei piciorușe în relief pe față. Iată, dragilor, ce obținem în acest rând. Deci este rândul 1, 2, 3, rândul 4. Am prelucrat reliefurile, realizăm două ochiuri de lanț și finalizăm cu grupa noastră de final și începem la fel. Următorul rând ca toate, toate. Deci, în rândul 5, deja ne aflăm pe dos și vom realiza reliefuri pe dos. Iată, avem 3, realizăm 3. Deci când suntem pe față, le facem pe față, când suntem pe dos, le facem pe dos. Ăsta iar este un moment pe care trebuie să-l țineți minte. Două ochiuri de lanț. Acum, aici, sub aceste două ochiuri de lanț, realizăm un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Următoarele trei reliefuri pe dos. Două ochiuri de lanț. și realizăm piciorul dublu sub arcadă, două ochiuri de lanț și finalizăm cu ultimele trei reliefuri pe dos. Memorizați toate aceste rânduri, începând cu cel din care am făcut v pentru că de acum încolo le vom tot repeta. Deci am finalizat cu floarea, realizăm două ochiuri de lanț și facem grupa noastră de final de rând, după care trecem împreună la rândul următor, și el începe la fel cu acele 5 ochiuri de lanț și cu această grupă neschimbată. Ok, deci suntem împreună acum la rândul 1, 2, 3, 4, 5, rândul 6. Iar așa am revenit pe față, da? Se vede foarte bine. Ne orientăm după reliefuri. Am făcut grupa de început, 2 ochiuri de lanț și realizăm. trei piciorușe în relief pe față, dar de data asta cu același vârf. E ca și cum am închide o petală. Uitați, deci facem primul picioruș în relief doar pe jumătate. Al doilea picioruș în relief pe jumătate și al treilea. Acum am patru bucle pe croșetă și trec firul prin toate patru. Și iată, 2 ochiuri de lanț sub prima arcadă realizăm picioruș dublu 2 ochiuri de lanț picioruș dublu sub următoarea arcadă deci sarcina noastră este să avem două piciorușe duble aici și două aici în rândul anterior am avut câte unul acum vom avea câte două memorizați și acest aspect deci dacă o să țineți minte toate aceste momente cheie, o să vă puteți descurca cu modelul. Două ochiuri de lanț, tot timpul facem câte două, am venit în vârf. În vârf, în acest rând, lucrăm trei piciorușe în relief pe față. În mod normal. Iarăși, Două ochiuri de lanț și repetăm ce am făcut în prima jumătate. Avem de realizat picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, încă un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț și avem de închis ultima petală. Deci, uitați ce avem acum. Avem o petală închisă, am adăugat, avem aici două piciorușe duble. În mijloc avem reliefuri normale și repetăm. Deci, asta este prima jumătate. În a doua repetăm exact la fel. Deci, am închis petala, două ochiuri de lanț și urmează să facem grupa noastră de început, adică de final, de rând mai întâi și de început, care sunt identice, spuneam. Începem împreună rândul 7. Am făcut grupa de început, este două ochiuri de lanț și deja memorizăm. În acest rând închidem petala din mijloc. Când închidem petala din mijloc, înseamnă că facem creștere. Iată aici, deci sub prima arcadă, realizăm un B. Picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Deci noi repetăm cu voi acum rândul 2, de fapt. Pentru că prin acest V noi punem începutul unui alt element din ăsta mare. Două ochiuri de lanț. Sărim această petală închisă și în spațiu realizăm piciorul dublu. Două ochiuri de lanț. În spațiu, piciorul dublu. două ochiuri de lanț. Deci sarcina este să nu depășim două piciorușe duble. Le-am făcut două ochiuri de lanț, jeteu, sărim marcada asta și iată grupa sau petala din mijloc pe care o închidem acum, în acest rând. Realizând de data asta trei piciorușe în relief pe dos cu același vârf. Deci mai întâi le facem pe jumătate pe toate. Avem patru bucle și trecem firul prin toate. Este două ochiuri de lanț și repetăm. Vizual șalul nostru are început, mijloc și sfârșit. Prima secvență până la mijloc este identică cu următoarea secvență până la final, în orice șal, la orice desen. Deci am făcut două ochiuri de lanț și aceasta arcadă o sărim. Important. Realizăm piciorul dublu în următoarea. Două ochiuri de lanț, iarăși piciorul dublu în următorul spațiu. Prin urmare, avem două aici, două aici, de tot patru. Două ochiuri de lanț și finalizăm. Atenție prin creștere. Deci mai realizăm un V, iată aici, sub aceste două ochiuri de lanț. Și dacă la început am avut o singură floare, mai departe o să avem câte? Două, exact, pentru că am adăugat un element. Deci două ochiuri de lanț și grupa noastră de final de rând și începem rândul următor cu aceeași grupă. Deci, iată, noi acum suntem la început de rândul 8. Iată, asta este fața proiectului. Și rândul 8 coincide cu rândul 3. În rândul 3, dacă vă amintiți, noi în V-uri am lucrat 9 piciorușe duble. Asta și facem acum. Deci am făcut grupa noastră de început, două ochiuri de lanț care tot timpul sunt și venim în V-ul ăsta primul și realizăm 9 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, și continuăm. Deci noi aici o să avem mereu 4 piciorușe duble. O să vedeți. Jet eu, sărim primul spațiu, pentru că tot timpul, deci până la evantaj și după el, o să avem spații libere. Memorizați acest aspect. Deci primul spațiu îl sărim. În următorul realizăm un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Vedeți, am venit la jumătatea șalului. și continuăm. Două ochiuri de lan, sărim această petală pe care am închis-o recent, în spațiu, realizăm picioruș dublu. Iarăși, două ochiuri de lan și în spațiu realizăm picioruș dublu. Le numărați să vă asigurați că le aveți patru. Gata, le-am făcut patru, mai mult nu mai facem. Două ochiuri de lan, sărim spațiu, până la V și în V lucrăm 9 piciorușe duble. Deci uitați, final de rândul 8 arată în felul următor. Deci noi deja avem 2 evantaie și aici în mijloc avem 4 piciorușe duble. Rândul 9 începe cu aceeași grupă pe care o facem tot timpul la început și la final de rând, de oricare rând, indiferent ce lucrăm în el. Am făcut două ochiuri de lanț și repetăm. Deci am zis, nu facem nimic altceva decât să repetăm rândurile în care facem V, apoi piciorușe duble, apoi reliefuri, peste reliefuri, închizând treptat câte o petală, deci mai întâi prima și a treia, apoi ultima, și apoi iarăși creștem. Deci, mai repetăm împreună de câteva ori. Deci, acum mă aflu pe dos, înseamnă că încep cu reliefuri pe dos logic, ca să păstrăm pe partea de față același aspect. Și fac primele trei piciorușe în relief pe două. Două ochiuri de lanț, următoarele 3 Deci noi nu sărim nimic, două ochiuri de lanț și ultimele trei piciorușe. Acum, memorizați încă un moment. În rândul în care facem primele reliefuri, indiferent că sunt pe față, că sunt pe dos, înseamnă că zona asta unde avem patru piciorușe duble se va reduce cu doar trei. De ce? Pentru că mereu v-am zis că spațiul până la evantare sau după el rămâne tot timpul liber. Deci am făcut două ochiuri de lanț, sar acest spațiu și din următorul. Realizez piciorul dublu. Două ochiuri de lanț în următorul spațiu. Piciorul dublu. Două ochiuri de lanț și ultimul. Și o să vedeți că avem 3. iată -l. Și o să avem 4, 3, 2 și apoi 1 singur două ochiuri de lanț, atenție, sărim acest spațiu de până la evantai, în evantai lucrăm exact ce am lucrat aici și finalizăm cu grupa de final. Și începem următorul rând așa cum trebuie să le începem, ca de fiecare dată. Deci început de nou de rândul 10, am făcut grupa noastră de început, două ochiuri de lanț și venim unde avem această floare sau acest element mare. Și fiindcă suntem pe față, facem reliefuri pe față. Le fac pe primele trei. Da? Vă amintiți? Acum Sarcena noastră este să mai adăugăm și un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, următoarele 3. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu. două ochiuri de lan și ultimele trei piciorușe în relief pe față. Deci, ce am lucrat noi acum este identic cu ce am lucrat în rândul, vă zic imediat, 1, 2, 3, 4. Deci, aici, unde avem această floare, trebuie să memorizați următorul aspect. Deci, floarea începe cu un V, după care în acest V facem nouă piciorușe duble. Ulterior, fiți atente, aceste piciorușe duble le împărțim 3 câte 3 câte 3 în reliefuri. Dacă suntem pe față, le facem pe față, dacă suntem pe dos, le facem pe dos. Și între ele, repartizăm câte două ochiuri de lanț. Apoi, iată cum am făcut acum, facem reliefuri, între ele adăugăm un picioruș dublu. Când închidem prima și ultima petală, între petale adăugăm încă un picioruș dublu, așa ca să avem două și încă două de cealaltă parte. Și atenție foarte mare! Când închidem petala din mijloc, începe o altă creștere. Adică, neapărat adăugăm V-uri la început și la sfârșit de rând. Deci, este important să țineți minte toate aceste momente cheie, pentru că fără ele nu o să vă puteți orienta în desen. Eu nu pot să zic că este un model pentru începătoare, dar cele curajoase pot încerca. Deci iată, noi am finalizat prima floare, am făcut două ochiuri de lanț. Vă amintiți că în spațiul alăturat florii noi nu lucrăm niciodată și din următorul facem piciorușe duble. Și v-am zis că aici tot timpul noi Vom scădea și în acest rând o să avem doar două. Vă demonstrez imediat. Iată-le. Două ochiuri de lanț și nu mai am unde să fac piciorul dublu pentru că acest spațiu de până la floare rămâne tot timpul liber. Și ce fac acum? Același lucru pe care l-am făcut în acest element. Finalizăm rândul așa cum trebuie și îl începem pe următorul cu aceleași grupe. Suntem la început de rândul 11. Am ajuns cu articolul pe dos. Fiți atente! Am făcut grupa de început, două ochiuri de lanț, și este rândul în care închidem prima și ultima petală. Și vă amintiți că această închidere se realizează prin picioruș în relief pe jumătate. De data asta suntem pe dos și le facem pe dos. Pe jumătate. Nu uităm de aceste două ochiuri de lanț care sunt necesare tot timpul și deja în loc de un picioruș dublu, aici între petale vom avea două. iată -le. Două ochiuri de lanț și ce facem? Petala din mijloc rămâne așa cum este. Deci facem trei piciorușe în relief pe dos complete. două ochiuri de lanț și venim cu aceste piciorușe duble în spații. Două ochiuri de lanț și am ajuns la cea de-a treia petală pe care o închidem. Iată, dragilor, am finalizat elementul. Avem petală închisă, două piciorușe duble, petală normală, două piciorușe duble, petală închisă. Bun, două ochiuri de lanț și venim aici în mijloc. În mijloc avem până când doar piciorușe duble. Și în acest rând o să avem unul singur. Pentru că sărim prima arcadă. realizăm piciorușul, două ochiuri de lanț, sărim arcada asta pentru că este în fața unei alte flori și iarăși închidem prima petală și ultima. Și trecem împreună la următorul rând. Deci iată, avem 11 rânduri finalizate, avem două flori care, iată, iată, vor fi prelucrate. Deci începem rândul 12, am făcut 5 ochiuri de lanț, grupa noastră, două ochiuri de lanț și venim în momentul în care închidem petala din mijloc. Când închidem petala din mijloc, repet, realizăm creșterea. Asta înseamnă că până la acest element mare, sub cele două ochiuri de lanț, realizăm începutul unei alte flori, sub formă de V. Este două ochiuri de lanț și este momentul în care facem două piciorușe duble în spații. Spațiul dinaintea petalei din mijloc și după el rămâne liber. Închidem petala din mijloc, suntem pe față, înseamnă că facem trei piciorușe în relief pe față, pe jumătate. Iată, petala este închisă. Două ochiuri de lanț. Realizăm piciorușe duble peste o, un spațiu important, da? Două ochiuri de lanț, încă un picioruș dublu. Și iată. Am lucrat tot ce trebuia să lucrăm în acest element două ochiuri de lanț. Venim aici în mijloc, unde avem un singur picioruș dublu. Păi în vârful lui și realizăm acel V. Deci ăsta, rândul 12, este ultimul rând pe care îl lucrăm împreună. Am ajuns la jumătate. Deci voi tot timpul vizual împărțiți începutul vostru de șarfă, o împărțiți în jumătate. Jumătate, iată. Ce am lucrat până în acest moment, repetăm de acum încolo. Pentru că începutul și sfârșitul este identic. Deci, la final de rând, noi o să mai avem un V aici. Deci, cu alte cuvinte, din rândul 13 vom avea 3 flori din astea. Și vom repeta același rândul, cu reliefuri, apoi vom închide petalele, apoi vom face spațiu pentru alte flori. Uitați, proiectul meu un lucru. Deci este foarte frumos. E o plăcere să -l lucrez. Din moment ce îl înțelegi, merge perfect, ca pe strună. Și uitați, deci iată ce am lucrat noi împreună. Am avut un element, iată, un element. Apoi am trecut la două, Ulterior, iată, din rândul 13 voi o să aveți de prelucrat 3 evantaie, apoi 4, apoi 5, oricât de multe veți dori, pentru că îl veți lucra în sus atât de lung cât uh, aveți nevoie. Eu am să vă zic, mai lucrez câteva rânduri, după care vă zic cum prelucrez partea de sus și ce mărime de fapt am la el. Deci iată, dragilor, eu am finalizat șalul. Pentru dimensiunile mele, deci cea mai mare latură are 1,39 m de centimetri, iar de sus în jos am 66 de centimetri. Și pentru aceste dimensiuni am folosit în total 220 de grame de fir. Asta cu tot cu ciucuri. Dimensiunile pe care le-am luat le-am făcut când încă nu aveam acești ciucuri. Am obținut o frumusețe de șal care mi este foarte drag. Uitați ce spectacol avem aici. Cât de frumos arată. Puteți folosi culorile care vă plac, firele pe care le aveți. În partea de sus am făcut un singur rând din uh, piciorușe scurte. Și m-am oprit, de fapt, cu croșetatul la rândul în care facem veuri. Cum ar fi pregătim teren pentru alte motive. Acolo și m-am oprit, Iată ce frumusețe am obținut. Sper să vă placă acest proiect și să lucrați împreună cu mine. Toate bune, vă doresc și pe curând.